și cu totul este în regulă, spunând că ar fi un răspuns de la genii, că nu ar fi bani. Eu l-am contrazis și am zis că lucrurile nu sunt așa. Când nu avem documentația depusă, nu putem trece la următoarea etapă, aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Și am promis că voi veni cu documente. Iată, astăzi am răspunsul de la Compania Națională de Investiții, semnat de doamna director de acolo, prin care vă citesc ultima frază. Putem intra și în detalii legate de ceea ce nu s-a depus, dar ultima frază spune așa. Până la această dată, UAT Botoșani nu a depus documentația completă, conform minutei încheiate în data de 9.05, pe care, întâlnirea pe care au avut-o acolo, și însușită de reprezentantul UAT Botoșani și reprezentanții proiectantului SC Proiect SRL Botoșani. Hârtia este datată 31.05.2018, iar documentația face referire la o serie de aspecte, cum ar fi expertiza tehnică, listele de cantități, planșe relevante, documentații în conformitate cu prevederile HG28 din 2008, ținând cont de proiectul inițial și soluții de identificare. Deci nu s-au depus documentele, da? Suntem, am spus că vin cu documente, am venit. Dacă s-ar fi depus aceste documente, dacă se depună astăzi, mâine, acele documente, luni, în al 13-lea ceas, putem demara următoarea etapă, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru teatru Mihai Eminescu. Este vorba de reprevință sau incompetență? Sunt finanțate și nu mai e interesat resursa să le finanțare. Ca așa spuneam, că vrea să facă, să obțină finanțare. Chiar dacă ar obține altă sursă de finanțare, această consolidare este obligatorie și este exclusă. Este exclusă cu proiectul inițial. Există o incompatibilitate între acceptarea fondurilor europene pe asta, și CNI, dacă s-ar obține bani de la Uniunea Europeană, nu s-ar mai putea obține bani de la CNI, cel puțin asta e varianta. Scuze, nu putem găsi incompatibilitățile, se referă la persoane, nu se referă la instituții, putem găsi o multitudine de scuze. Important este că am găsit o sursă de finanțare pentru consolidarea Teatrului Mihai Eminescu și nu se depun documente. Să caut altă sursă, alte variante, că nu se dorește accesarea acestei finanțări. Trebuie să răspundă domnia asta. Trebuie să înțelegem că avem sursa de finanțare. Compania Națională de Investiții, prin reprezentantul său, prin directorul general, prin Ministerul Dezvoltării, prin vicepremierul Paul Stănescu, a transmis foarte clar. Avem sursa de finanțare și finanțăm, în prima fază, parte de structura Teatrului Mihai Eminescu. Pentru că și dumneavoastră puteți confirma, și domnul viceprimar Cosmin Andrei, partea de structură de rezistență nu este parte a proiectului inițial. Deci, ceea ce spune acea incompatibilitate cu ghilimele de rigoare, practic, este o discuție inutilă și este o discuție pe lângă curie din punctul meu de vedere. Deci, chiar dacă s-a întârziat o lună de zile cu depunerea acestor documente,